Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit la un nou vlog. Revin cu noutăți. Aici, cum v-am obișnuit, e cuibul californianei. Are undeva la 7 pui, am văzut când i-a lăpta. 7-8 pui, cam acolo, posibil și mai mult. Aici sunt iepurașii de la Bobotează. S-au învățat și ei să mănânce porumb. Aici avem pe... ce ați făcut, cum ați lăsat apa. Pe cei cap de leu și galbenul. Pe le place porumbul. Aici sunt iepurașii de la Crăciun, cresc azi cu ochii. Hai, mămica, este bine aici pe tine. Iar noutatea e aici. Am refăcut o ladă, era pentru pui, iar eu am făcut-o pentru... Voiam inițial să o fac ușcă pentru pui de iepuri, dar e cam mică. Și am făcut-o cușca maroniei. Este toată numai din tablă. Acoperiș tot. Jos e scândură pusă, după cum se vede. A prins și ea monta în sfârșit, a refuzat total iepuroiul. Deci asta este o cușcă pentru iepuroică. Este numai bună, pentru pui de iepure nu este întocmai perfectă, e cam strâmtă. În schimb, cușca ei este spațioasă pentru înțărcarea puiilor de iepuri. Și asta va rămâne pentru iepuraș. Iepuroiul galbenul îi va lua locul griului. Mi se închide bine ușa de la... Uite un pic. Așa. Va rămâne cușca lui. Fetele două... Eu vorbesc de viitoarea matcă. Adică nu vor fi multe schimbări. Doar iepuroiul și iepuroica maronie îi voi schimba. Aici va sta o iepuroică neagră din galbena. Acesta va fi cușca ei. Și iepuroiul galben în cușca celui gri. Acolo, bineînțeles, vor fi, va sta iepuroiul, cap de leu. Aici iepuroica albă, fiindcă cușca este compartimentată în două. Aici, cum se vede, și sus, unde am momentan porumbei l-am perecheat, vor sta femelele cap de leu. A venit al treilea val de iarnă, care dă semne că s-ar topi și acesta. Am rămas doar cu rațele acestea,
cu cele două negre și cu cele două ciocolatii. Iar aici am rămas cu gâștele crețe și cu rațele românești. Am dat albastrul și cele două rațe albe. Aici sunt standarzi și americanii. Căinușile pitice. Acolo voltați, știți, haosul pe care l-am, dar în curând nu va mai fi. Dragii mei, cam acestea sunt noutățile. Mai avem câteva poze. Nu-mi prind gâștile. Găsca nu e fotogenic. Gâștile e mai puțin. Fetele, stați și voi la poze, vă rog eu frumos. Ia să prind doar gușatele. Hai mă, acum vă place zăpada? Gata, le-am prins câteva poze ca lumea. Am aflat abia acum de unde am cele două leșești castanii. Abia după un an de zile. De fapt, cred că mi s-a mai spus, dar n-am ținut contul. Sunt de la bine cunoscutul domn Sorin Dinu. A trimis ouă cuiva și persoana respectivă a scos acești boboci, care o pereche, dintre care o pereche a ajuns la mine. Iar albastra o am de la cineva din Buzău și alba de la Ionus Claudiu. Dragii mei, ca întotdeauna, vânt în pene.